Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit la o nouă filmare pentru ziua de vineri. Și vă reamintesc că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte și de asemenea, dragii mei, vă sfătuiesc să vă ascultați și semnele zodiacale în care aveți luna, ascendentul, nodul nord pentru mai multe detalii. E interesant, se anunță vremuri destul de tulburi, aș spune eu. Dar orice ar fi, în special pe zona financiară sau pe zona aceasta alimentară, dar orice ar fi, dragii mei, să știți că oarecum noi suntem feriți și oarecum lucrurile cu siguranță vor fi mult mai bune, da, cel puțin pentru noi, la nivel de nație, ca să spun așa, decât pentru alții, da? Noi știm altfel cum să vedem lucrurile și poate noi suntem mult mai spirituali decât ceilalți. Hai să mergem la semnele zodiacale să vedem ce se întâmplă acolo. Cum debutează weekendul? Dragi berbeci, cum începeți voi weekendul? Hai să vedem. Hopa, diavolul! Vă tentează ceva foarte mult, dragii mei berbeci. Hai să vedem despre ce-i vorba. Dar și steaua. Sunt prea multe cărți și vă doriți ceva extraordinar de mult, nu știu, o persoană, un loc anume, ceva, vă doriți, nu știu. Hai să vedem despre ce e vorba. Deci, situația, diavolul, ce anume se întâmplă, regina de cupe, rezultatul final, 5 de spade, energia generală, cavalerul de monede. Dragii mei berbecuți, poate vă doriți ceva foarte intens cu legat de zona aceasta financiară, legat de zona aceasta de stabilitate într-o relație, da, pentru unii berbecuți și văd totuși un personaj, o femeie cu o influență foarte mare asupra voastră. N-aș știu să vă spun despre cine e vorba, că e sora, că e o prietenă, că e iubita, că e amanta și așa mai departe, nu știu despre cine e vorba. E un personaj sau copilul, da, e un personaj cu o influență mare asupra voastră și voi vă doriți foarte mult ceva. Ori să faceți bani împreună cu această persoană, ori să mai stabilizați lucrurile în relație, ceva vă doriți voi extraordinar de mult. Poate vă doriți chiar să aveți controlul asupra unei astfel de persoane, da? Dar poate nu aveți intenții rele și rezultatul final este un 5 de spade, dragii mei berbecuți. Semn că ceva intens aici are să se întâmple pentru voi, semn că e posibil poate să vă lăsați mult prea mult duși de această tentație, de aceste gânduri care vă vin și e posibil ori să faceți o mică mare nedreptate, ori să vi se facă. Dragii mei tăurași, a început aglomerarea de planete în semnul vostru, ce faceți acolo, e și Lilith, da? Sunt curioasă pentru tăurașii noștri, până acum au fost berbecuți în vizor, acum urmează taurii. Hai să vedem, nu numai în această zi la etalare, pe o perioadă așa de timp. Hai să vedem situația, avem asul de bâte, mă așteptam, ce anume se întâmplă 2 de spade, rezultatul final 7 de spade, uf. Energia generală 3 de cupe. Dragii mei tăurași, simt aici o energie de trio, de poate mică, mare concurență, n-aș ști să vă spun exact. Iarăși pe zona prietenilor, da, este foarte intens aspectată sau 3 persoane cu care trebuie să vă întâlniți, 3 lucruri pe care le aveți de făcut. Că aveți aici mult de comunicat, aveți multe de oferit, aveți multe de făcut. Poate noi activități sau un nou mod de a vă manifesta în această zi. Poate e o zi în care stați mai mult închiși voi cu voi, e o zi în care ori vreți să fugiți de o întâlnire, ori vreți să nu vă întâlniți cu prietenii, ori vă întâlniți și acolo nu vă puteți exterioriza, nu vă simțiți în largul vostru. Ceva anume se întâmplă, dragii mei tăurași, în această zi și sunt evenimente așa de zi cu zi, deci nu vă așteptați la ceva magnific în ziua de vineri pentru voi. Bineînțeles, ascultați și la ascendent sau eu știu zodia din care faceți parte și așa mai departe, că nu e neapărat, da? Nu e pentru toți tăurașii sau pentru cei care au aspect pe taur. Interesant, e o zi cu multă comunicare iarăși pentru voi. Sau o veste pe care o aflați din zona prietenilor și care e posibil să vă displacă puțin. Dragii mei gemeni, voi ce faceți în ziua de vineri? Hai că din mai intrați și voi în vizor.
situația 2 de spade, ce anume se întâmplă 7 de spade, rezultatul final asul de bâte și la bază avem diavolul. Dragii mei gemeni, poate aveți de-a face cu vreun tăuraș, nu știu, sau aveți ceva pe tauri. Ideea este că cărțile, da, oarecum seamănă, bineînțeles că au o interpretare ușor diferită în acest caz. Avem diavolul ca și energie generală. E mult, dragii mei gemeni, sunteți tentați să petreceți un weekend, să aveți anumite conversații. Poate nu vreți să vă exteriorizați foarte mult ideile, poate aveți niște probleme pe care e cazul să le rezolvați în această zi de vineri. Vă tulbură așa mintea, vă vin tot felul de gânduri și văd aici o mică mare dezamăgire pentru voi și o veste pe care o primiți. Poate niște noi activități pe care vreți să le faceți sau o nouă abordare pe care o aveți asupra unei situații, asupra unei relații, asupra locului de muncă și mai știu eu ce. Iar zona actelor, zona conversațiilor este foarte, foarte activă și zona pasiunilor, poate aveți parte și de o întâlnire pasională, da? Sunteți foarte, foarte tentați și parcă abia așteptați să vă întâlniți, să discutați cu o persoană anume sau să petreceți weekendul. V-am spus, poate să fie și o întâlnire mai pasională pentru unii gemeni. Dragii mei răcușori, ce faceți voi vineri? Ia să-mi spuneți. Situația, cavalerul de bâte, ce anume se întâmplă, 8 de bâte, rezultatul final, regele de spade, energia generală, 8 de monede. Interesant, dragii mei răcușori, cred că un coleg de muncă sau cineva din viața voastră cu care vă întâlniți, aveți conversații la telefon în această zi, sau cu un personaj ori mai tânăr, da, 35-40 de ani, ori un personaj care se comportă ca un tânăr, da, nu e neapărat să fie o persoană mai tânără, că tot explică aceste lucruri, dar, da. Deci, ori e o persoană mai tânără cu adevărat, biologic vorbind, ori e o persoană care se comportă ca un adolescent, da, sau o persoană cu care îi place foarte mult să petreacă timpul într-un mod mai altfel, să comunice, e foarte pasional. Această carte, 8 de bâte, să știți că înseamnă și sexualitate, deci nu știu să vă spun despre ce e vorba, dar pot fi și simple conversații, da, sau la nivel de flir, da, cu un coleg de muncă sau cu cineva foarte apropiat vouă. Mai văd aici un rege de spade, iar zona statului, zona instituțiilor publice, posibil să aveți legătură cu această zonă, posibil să vă ajute un coleg, o colegă sau o persoană foarte dragă vouă, o persoană cu care vă simțiți bine, posibil să vă ajute cu privire la, ori la zona statului, zona actelor, zona instituțiilor publice și de asemenea mai văd un bărbat cu uniformă, da, poate e șeful, șefa, cineva acolo la locul de muncă cu care e nevoie să discutați. Acum pentru unii răcușori să știți că poate fi vorba și de faptul că vă transformați așa într-o persoană mai plină de viață, mai luați atitudine și văd multe, multe vorbe, în special legate de a repara ceva sau de zona profesională. Dragii mei lei, voi ce faceți? Deja v-a căzut o carte. O lăsăm aici. Ce faceți în ziua de vineri? Hai să vedem. Situația, regina de spade, ce anume se întâmplă, moartea și rezultatul final, roata norocului. Wow, dragii mei lei, diavolul. În primul rând vă spun că se petrec niște lucruri fantastice pe zona actelor, zona instituțiilor publice, zona persoanelor cu uniformă. Nu știu despre ce e vorba, dragii mei lei, dar aveți aici de înfrunta niște lucruri. Acum poate aveți în preajmă și un personaj mai puțin pozitiv, în special poate să fie o femeie sau să se comporte, da, sau să fie un bărbat mai sensibil, așa ca o doamnă, știi? Ca o femeie, cred că înțelegeți la ce mă refer. Și văd aici multe tentații, multe lucruri ascunse, o persoană care îi place foarte mult să manipuleze și văd totuși un final, un final care este la roata destinului, un final de care nu puteți să fugiți, dragii mei lei, nici voi, nici cealaltă persoană. E o schimbare foarte, foarte mare care se petrece aici, ori în zona profesională, v-am spus, ori o persoană cu uniformă sau auziți niște vești despre niște persoane cu uniformă, ceva aici se întâmplă pentru voi interesant în această zi de vineri.
dar poate în această zi de vineri mai mult începe acest declin, pentru că lucrurile deja sunt întâmplate aici. E probabil simțiți chestiile astea de pe miercuri, ca să spun așa, și cu siguranță mai mergeți și câteva zile după. Sunt energii foarte puternice, dragii mei. De regulă, cărțile de tarot au o energie foarte puternică și merg pe foarte mult timp, dar fiind faptul că foarte multe persoane se uită, atunci energia se disipă așa ușor. Ok, dragii mei lei, revenind la etalarea voastră, sunt evenimente de destin, ceva se termină, ceva începe, dar e totul natural, pur și simplu reușiți să finalizați ceva în acest sens. Să vedem, fecioarele mele dragi, ce faceți voi vineri. Situația, spânzuratul, sunteți blocați undeva. Ce anume se întâmplă? Roata de destinului, rezultatul final, 10 de cupe, wow, că mă și bâlbilea, ce cărți frumoase aveți. Și energia generală, îndrăgostiții. Da, zâmbesc pentru că e un blocaj din care e nevoie să faceți o alegere, da, ca să reușiți să ieșiți. Și da, roata destinului sau roata norocului, cum vreți voi să spuneți, vă ajută, da, ieșiți din acest impas. Printr-o persoană, da? Printr-o poveste de iubire, printr-o alegere foarte importantă pe care o aveți de făcut și totuși văd că rezultatul final este un 10 de cupe. Ori ieșiți undeva cu cineva, ori reușiți să vă deblocați o relație sau un loc de muncă. Pentru unii e vorba de ceva foarte apropiat sufletului vostru. Acum, dacă vă place foarte mult ceea ce faceți, o faceți din pasiune, e viața voastră acolo, posibil pe acolo să fie schimbările. Poate să fie vorba și de zona personală, în egală măsură, nu spun nu. Dar văd aici totuși un blocaj într-un trio și văd totuși că în sfârșit roata destinului vă duce undeva sus, ori vă face să vă faceți niște idealuri mult mai sus puse în această zi de vineri. Vă face să vedeți lucrurile altfel, acest blocaj chiar vă ajută să vă faceți anumite idei, anumite idealuri, un anumit tablou perfect pe care voi ați vrea să-l aveți în viața voastră și atunci parcă ridicați așa ștacheta și nu vă mai lăsați călcați în picioare de orice și asta e foarte bine. Dragii mei, cei din Zodia Balanță, luna ascendentă nodul nord, ce faceți voi? Hai să vedem ce ne spun cărțile de tarot despre voi în ziua de vineri. Hopa! Ok, hai să vedem ce se întâmplă, că situația și rezultatul final au sărit. Deci, situația 10 de spade, ce anume se întâmplă? Valetul de monede, rezultatul final nebunul, energia generală 8 de monede. Pentru voi e vorba de zona profesională. Pentru voi e pur și simplu ca o povară, e ca un final, nu mai puteați, vă simțeați la pământ într-o situație anume, ori ați avut mult de lucru, ori discutăm despre faptul că a fost o perioadă, da, sau o zi în care tot ați avut tot felul de probleme la locul de muncă și văd că ori primiți niște bani, ori vă vine o idee, ori cineva vă invită într-un nou loc de muncă, într-o nouă afacere, într-o zonă din aceasta nouă pentru voi și sunteți foarte încântați, foarte, foarte încântați și deja vă puneți acolo pe treabă. Acum, dragii mei, pentru alții care nu aveți încă un loc de muncă și căutați acest lucru, să știți că în perioada zile de vineri, da, eu știu, joi, vineri, sâmbătă, undeva pe acolo, posibil să întâlniți un personaj, da, care să vină către voi și care să vă explice anumite lucruri. Care să vă ofere poate o monedă, să vă ofere ori un loc de muncă, ori o idee, ceva aici vă oferă și voi sunteți foarte încântați, aveți un curaj magnific de a o lua așa de la zero. Dragii mei scorpioni, voi ce faceți în ziua de vineri? Hai să vedem ce ne spun cărțile de tarot. Situația, asul de cupe, ce anume se întâmplă, puterea, rezultatul final 6 de cupe, energia generală 5 de cupe. Dragii mei scorpioni, ceva aici nu vă convine, ceva nu vă place, vă uitați spre trecut, vă uitați spre ce s-a întâmplat rău, că da, s-a întâmplat ceva sau se întâmplă ceva sau pur și simplu vă treziți cu fața la cearceaf.
Poate discutăm de o nouă persoană, un nou aspect, cineva care poposește așa nou în viața voastră și acest fapt nu vă convine absolut deloc. Vă uitați așa doar spre zona aceasta negativă. Poate nici nu vedeți această persoană, dragii mei scorpioni. Poate e cazul să deschideți nițel ochii mai mari. Poate vă uitați după ce ați pierdut, după ceea ce ați pățit voi în trecut, că ați suferit, că a fost urât, așa este, dragii mei scorpioni, dar uitați că a venit asul de cupe, o veste, ceva frumos, o prietenă, un prieten, un iubit, o persoană nouă, niște activități noi, niște mesaje frumoase care vin către voi, încercați să vă uitați și spre ele. Sunteți puși aici într-o situație în care, în special dacă sunteți femeie, vi se pune așa nițelor orgoliul la încercare și din ce simt eu aici din cărți, în forța, să știți că de multe ori e vorba de multă rațiune, da? Pentru a reuși să depășiți un obstacol, o situație, dar aici eu simt că e vorba de multă, multă iubire, multe, multe emoții pe care e nevoie să le investiți, poate multă energie, da? Pe care e nevoie să o investiți și rezultatul final este un 6 de cupe. Ori niște copii, ori discutăm despre zona aceasta a copilăriei, ori o persoană din trecut care se întoarce sau se reactualizează anumite lucruri. Pentru unii scorpioni poate fi vorba și de un suflet pereche, da? O persoană cu care ați mai avut de-a face tot în trecut, dar nu în această viață, în altă viață. Frumos, dragii mei scorpioni, e o zi intensă pentru voi, o zi cu foarte, foarte, foarte multe emoții. Dragi săgetători, ce faceți voi în ziua de vineri? Hai să vedem ce ne spun cărțile de tarot. Situația 10 de cupe, ce anume se întâmplă, spânzuratul, rezultatul final, roata norocului, energia generală, diavolul. Dragii mei săgetători, seamănă cu, cred că balanța, dar nu răsare. Seamănă, dar nu răsare, în sensul că e un apogeu, e ceva frumos aici, vă simțiți legați cu dinții de o familie, de un cerc de prieteni, de o situație anume în care sunteți, state atât de bine acolo și totuși la un moment dat conștientizați că totuși ceva vă blochează, ceva nu vă lasă să vă manifestați într-un anumit fel sau dintr-un anumit punct de vedere. Totuși văd aici un eveniment totuși de destin care apare în viața voastră începând cu ziua de vineri sau faptul că poate e cazul să priviți lucrurile într-o altă manieră. Ia uitați ce frumos că voi stați așa acolo și vă simțiți blocați, da? Și uitați ce vedeți voi, da? Vedeți numai partea de jos a roții, vedeți numai lucrurile mai puțin plăcute, vedeți aici acest câine și așa mai departe, sau vulpe, ce e. Deci vedeți numai lucrurile mai puțin plăcute. Ia încercați voi să vă schimbați nițel, ia uitați optica asupra vieții și uitați cât de mirați veți fi când veți vedea că lucrurile sunt cu totul altfel în jurul vostru. Când veți vedea că pur și simplu sunteți undeva sus, sunteți privilegiați, dragii mei săgetători. Deci ia încercați să vedeți voi ce probleme aveți, ce lucruri aveți la nivel interior, că vă vor ajuta cu siguranță să mergeți mai departe și să vedeți și partea roz a lucrurilor. Dragii mei capricorni, ce faceți voi în ziua de vineri? Situația, judecata, ce anume se întâmplă, 6 de monede, rezultatul final, magicianul, energia generală, 3 de cupe. O veste de la niște prieteni sau o veste de legată de un trio, legată de o petrecere, legată de o întâlnire, da, care ar putea să aibă loc sau care a avut loc și văd aici un cadou sau pentru unii poate să fie vorba de o aniversare sau ceva de genul acesta sau eu știu ceva la care mergeți cu un cadou, da, o mică oare petrecere și de asemenea văd niște cadouri pe care ori le primiți, ori le oferiți, aveți aici de lucru, ori le faceți manual, ori aveți ceva de căutat, da, pentru a le găsi. Văd că reușiți să fiți mici, mari de magicieni într-o situație anume din viața voastră. Văd că ori primiți niște bani, ori îi dați, da, tot în această zi sau în această perioadă. Și spun acest lucru pentru că și voi aveți două arcane majore, dragii mei capricorni. E mult, e ceva intens, poate simțiți de pe joi, poate merg și până în weekend aceste energii, n-am ști să vă spun exact. Ideea este că sunteți mici mari magicieni aici, încercați pe cât posibil să închinați o cupă, da, așa, în cinstea magiei, da, în cinstea lucrurilor echilibrate,
pe care voi reușiți să le faceți. Dar, repet, o veste mare a venit spre voi sau vine, cine știe. Dragi vărsători, să vedem pentru vărsător și ziua de vineri, care sunt mesajele. Situația, 6 de monede, ce anume se întâmplă, magicianul, rezultatul final, 8 de spade, energia generală, 8 de monede. Cred că primiți niște bani de la locul de muncă sau aveți de oferit niște bani în această zi de vineri, dragii mei vărsători. Eu văd că încercați pe cât posibil, ori lucrați ceva cu mâinile, ori încercați să dichisiți ceva în această zi. Aveți multe oportunități, e o zi în care sunteți așa magicianul din spate, sunteți jokerul din spate, cel care stă și învârte acolo lucrurile. Văd totuși iarăși un blocaj pentru unii vărsători, un blocaj așa, ori sunteți blocați, da, de o anumită situație din viața voastră și nu puteți să faceți anumite demersuri, nu puteți să faceți anumite lucruri, nu puteți să dați acolo cu ciocanul, da, și să mai lucrați la ce aveți voi de făcut. Per total, să știți că e o zi bună, dragii mei vărsători, e o zi în care reușiți să faceți mici mari magii. Dragii mei peștișori, voi ce faceți în ziua de vineri? Ia să-mi spuneți mie care-i treaba, ce faceți voi? Situația, 3 de monede, ce anume se întâmplă, 5 de bâte, rezultatul final, cavalerul de monede, energia generală, puterea. Da, puterea tot apare de o perioadă în etalori, nu știu care e treaba, nu neapărat la voi, la toate semnele zodiacale. Cred că e perioada în care suntem provocați cu toții, dragii mei peștișori, dar în special voi. Și astăzi e provocarea voastră, da, pe zi, pe zona prietenilor, pe zona colegilor de muncă. Niște orgolii acolo se nasc, o agitație, niște lucruri pe care le aveți de împărtășit. E un scandal acolo mic, mare, da, în care e nevoie ca voi să luați atitudine, să vă căutați aliați. Pentru voi e nevoie să dați dovadă de multă înțelepciune, e nevoie să dați dovadă de multă stabilitate, în mod special de o stabilitate așa, da, vă menține anumite idei, da, să nu spuneți că, nu știu, să nu aveți tendința să renunțați la ideile voastre. Pentru că uitați, veți și învingători, dragii mei peștișori. Pentru unii poate să fie vorba și de o discuție despre bani, despre o relație de colegialitate iarăși, dar să știți că e o zi în care cineva vrea să bage gura, mă rog, cineva vrea să bage mâna în gura leului, da? Nu știu cine e leu, cine vrea să facă acest lucru, însă, dragii mei peștișori, e o zi în care uitați ce frumos reușiți sau vine cineva și vă ajută aici să stabilizați ceva anume. Per total, să știți că e o zi bună. Dragii mei, acestea au fost etalările pentru ziua de vineri. Am simțit nevoia să spun acele lucruri la începutul filmării. Ce să fac, nu știu dacă am făcut bine sau nu, așa am simțit, așa am făcut. Mereu am făcut doar ce am simțit. Asta este, nu vreau să indispun pe nimeni, nu vreau să panichez pe nimeni. Dacă vă spuneam ce am văzut atunci la lună plină, da, în balanță, tot în aprilie, cu siguranță atunci chiar panicam oamenii, dar e adevărat, vor fi anumite schimbări pe zona aceasta terestră, ca să spun așa. Nu vreau să dăm mai multe spoilere. Dacă vreți să facem o filmare specială, da, să vedeți ce ne spun așa cărțile de tarot pentru următoarea perioadă, da, pentru România, că tot se discută tot felul de lucruri, vă rog să-mi scrieți în comentarii și în funcție de cerere, da, voi face și eu un clip în acest sens. Eu vă pupăcesc, dragii mei, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să ascultați și tarotscopul, da, sau filmarea, da, pentru acest weekend. Vă pupăcesc, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.